Fraților, dragilor, Doamne ajută! Așa cum v-am promis, aveți în ceea ce urmează predica Părintelui Spiridon de la Moroien de duminică. Am încărcat-o astăzi pentru că v-am lăsat un pic de timp. Am observat că dacă încarc într-o singură zi mai multe predici, ultimele predici sunt ascultate foarte puțin. Așadar, în continuare, vă las pentru astăzi să ascultați predica Părintelui Spiridon. Este o predică foarte, foarte bună și vă promit, nu vă mint, ascultați-o și vă veți convinge. Vreau doar să spun și să reamintesc celor care au încă întrebări legate de recensământ. Predica Preasfințitului Evlogie de duminică este o predică foarte interesantă care acoperă și problematica recensământului. Dacă vreți să ascultați încă o părere în plus față de ceea ce știați, predica Preasfințitului Evlogie este deosebit de binevenită. Așadar, fraților, Doamne ajută să auzim de bine! Să iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, rănătește noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, într-un numele Domnului preacuvioase, Părinte, binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, cu ale Sfântului Cuvios Andrei, Arhiepiscopul Cretei și ale Sfântului și ale Sfintei Cuvioase Marta, a cărora pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților Erarh Grichere, Mărturisitorul și Ioan Maximovici, cu ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Ioan Ecofozevitul, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiților credincioși, iată-ne astăzi, în această zi frumoasă de duminică, în care ne-am adunat cu toții să luăm parte la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ne-am adunat să ne bucurăm de învierea Domnului nostru Iisus Hristos, că în fiecare duminică noi creștinii, începând de sâmbătă de la vecernie, la utrenie și la Sfânta Liturghie, aducem cântări de laudă în cinstea, de laudă și de mulțumire în cinstea învierii Domnului nostru Iisus Hristos din morți cu tot cu trup. Și de aceea creștinii întotdeauna în această zi se bucură, uită de toate necazurile, de toate grijile, de toate greutățile acestei vieți și vin să se adape ca la un izvor rece și limpede, ca la un izvor dătător de viață la Sfânta și Dumnezeiasca Biserică. Aș vrea să mă opresc asupra unui lucru pe care l-am auzit la mulți care învață despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos și cuvântul lor este mediatizat în multe unghiuri, adică la mulți oameni ajung cuvântul lor de învățătură și fac anumite greșeli referitoare la învierea Mântuitorului. Și aș vrea ca să se îndrepte aceste lucruri, ca să fie lăudat Mântuitorul pentru biruința Lui asupra morții, nu spre slavă deșartă, ci spre slava învierii Lui Hristos și spre slava smereniei Lui și a dragostei care a arătat-o pe noi, care a arătat-o pentru noi, suferind pentru noi cruce și moarte, cea mai mare sărăcie. Iubiților credincioși, am văzut că mulți învață că Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Sfânta Liturghie moare și din oameni sfințiți, mari. Și spun că vine Mântuitorul și se jertfește și moare. Hristos nu mai moare, El a murit o singură dată pe cruce. Atunci când a zis, Tată, în mâinile tale îmi dau
sufletul meu, duhul meu. Și atunci a gustat moarte și a stat 3 zile în mormânt. A fost coborât de pe cruce de Maica Domnului, de Iosif și de Nicodim, a fost înfășurat cu giulgi curate de in și uns cu smirnă și aloie. Și trupul Mântuitorului a fost pus în mormântul Iosif din Arimateia și prăvălită o piatră pe ușa mormântului. Și după aceea mormântul s-a pecetluit. El a înviat a treia zi din morți, cu trupul cu care a pătimit pe cruce. Și nu l-a văzut nimeni când a înviat. Și prima dată s-a arătat Maicii Domnului și după aceea lui Simon, lui Petru, apostolul. Și după aceea la Marie Magdalena, apostolilor și celorlalți. Dar ce vreau să spun prin aceasta? Că Hristos numai o singură dată a murit. Pentru el, i-a abirit moartea pentru totdeauna. El vine la Sfânta Liturghie și se jertfește în chip tainic, dar nu mai moare. El o singură dată s-a smerit atât de mult, că asta e cea mai mare sărăcie a lui Dumnezeu, moartea. Adică despărțirea aceasta a sufletului de trup. Fiul lui Dumnezeu, întrupat, a gustat moarte. Deci persoana, ipostasul lui Iisus Hristos, Dumnezeu omul, deci Fiul lui Dumnezeu întrupat, a trebuit să, El care a făcut cerul și pământul, El care este de o ființă cu Tatăl și cu Duhul, în firea sa omenească a trebuit să se despartă de trup, să guste moarte, trupul să stea nemișcător, să fie îngropat, să tacă, Cel care cu un cuvânt a făcut cerul și pământul. Deci este multă smerenie în moartea lui Mântuitorului de pe cruce și multă sărăcie și umilință. Este deșertarea de tot a dumnezeirii, a Fiului Dumnezeu pentru noi. Umilința cea mai mare. Și de aceea El înviind din morți, plătind pentru păcatele noastre, prin jertfa așa de pe cruce, prin sângele care l-a vărsat, prin durerele care le-a suferit în trupul său și în sufletul său omenește, vorbesc ca om, a spălat păcatele noastre și ne-a răscumpărat din aceste greșeli. Și înviind, a lepădat stricăciunea și moartea. A dorit firii omenești nemurire și nestricăciune. Când spun nemurire, adică i-a dorit viață veșnică, iar când zic stricăciune, adică a lepădat stricăciunea ce a luat el înainte de cruce, adică la întrupare a luat sărăcia noastră, consecințele păcatului, foamea, setea, frica de moarte, durerea, toate acestea și le-a asumat afară de păcat. El este singurul om fără de păcat, că s-a întrupat de la Duhul Sfânt și Dumnezeu fiind, deci nu avea păcat. Și în felul acesta a ocolit toate cele ce sunt ale păcatului. Și de aceea și nașterea este fără stricăciune și fără durere. Adică nu strică fecioria Maicii Domnului. Pentru că aceasta este o consecință a păcatului, înmulțirea neamului omenesc, așa cum ne mulțim noi. Și de aceea Dumnezeu, fiind fără de păcat și curățindu-o pe Maica Domnului Duhul Sfânt, El ocolește păcatul. Se întrupează fără de sămânță și se naște fără de stricăciune. Și la înviere, deci leapădă stricăciunea, adică foamea, setea, frica de moarte, durerea, și dăruiește nemurire, viață veșnică, firii omenești. Și o îndumnezeiește, o face duhovnicească, firea omenească. Deci în același trup cu care a pătimit. Acum, deci, prin înviere se leapă de toate acestea. Moartea și stricăciunea, aceste consecințe ale păcatului, patim nepăcătoase, spun Sfinții. Deci iată slava învierii. Deci în felul acesta Dumnezeu dorește nestricăciune și nemurire firii noastre omenești. Și în felul acesta El vine la Sfânta Liturghie și se zerfește, că acolo spune preotul, sfarmă-se, se împarte mielul lui Dumnezeu. Cel ce se sfarmă și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Deci se sfarmă și nu se desparte.
pururea și mănâncă și niciodată nu se sfârșește. E o taină a Fiului lui Dumnezeu, e o taină a Sfintei Trăimi, Sfânta și Dumnezeiască liturghie, și ea este miezul ortodoxiei. Aici se încheagă ortodoxia, în Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Și îngerii se coboară din cer și vin să se îndulcească, să vadă această taină, această dragoste a lui Dumnezeu, această smerenie, cum se împarte, cum se dă spre mâncare, cum se sălășluiește în inima și în sufletele creștinilor, cum crește în inimile lor. Îngerii se minunează, vin cu dragoste și stau în jurul Sfintei Mese să se îndulcească, să se bucure de această taină. Deci gândiți-vă, ei care stau în ceruri și văd pururea Sfânta Treime și darurile lui Dumnezeu, se împărtășesc de lumina necreată a lui Dumnezeu, de toate darurile Lui. Vin la această taină. Deci iată de ce este nevoie ca la Sfânta Liturghie să fie tăcere, să fie luare aminte, să fie decență. Venim ca să ne rugăm, venim ca să ne unim cu Hristos, venim ca să ne rugăm cu dragoste și cu frică și cu cutremur, iubiții mei. Și am observat, mă iertați că trebuie să fac și observații, că dacă vă iubesc prea mult, după aceea mă ceartă Dumnezeu și pierd din darul pe care mi l-a dat. Multe dintre frățiile voastre, mă refer la femei, ieșiți din biserică și le pădați baticul. Iubiții mei, măcar în curtea mănăstirii, țineți baticele pe cap, este mănăstire, chiar dacă este de maici. Dar femeia trebuie totdeauna să poarte și acasă, și la masă, și acasă, totdeauna să fie acoperită, mai ales când se roagă. Dar în incinta unei mănăstiri, a unei biserici, totdeauna să fiți acoperite, să arătați dragoste, smerenie și decență. Să nu smintim pe alții prin frumusețea noastră exterioară, ca să nu ne facem o travă pentru semenii noștri, să adunăm păcate degeaba, păcate pe care noi nu credem că le facem. Trăim cu iluzia că n-am făcut nimic rău, dar în felul ăsta semănăm răutate, să știți. Și, deci, și canonul spune ca femeia să stea acoperită la rugăciune, la masă și mai ales în aceste locașuri sfinte care sunt închinate Maicii Domnului, Sfinților lui Dumnezeu, Sfintei Treimi și tot așa. Așa, iubiților credincioși, deci vă îndemn cu dragoste și îmi asum această dojană pentru că trebuie să o fac. Și chiar să dojeniți spre cei care fac acest lucru în incinta mănăstirii. Nici dincolo n-ar trebui să nu dăm, de la o vârstă oarecare, nu trebuie să mai plăcem nimănui decât lui Dumnezeu. Mă refer la mireni, că vrei să atragi soțul, să te căsătorești, trăiești o viață cu el, dar dincolo de la 40 ceva de ani, 45, cui vrei să-i mai placi decât lui Dumnezeu? Și soțul tău oricum te iubește, dacă ești cu el, el te iubește și așa, e toată viața, și bătrână și tânără de acum, nu mai e problema aceasta de a atrage. De aceea trebuie să respectăm aceste rânduieli cu dragoste și cu bucurie, mai ales știind că venim la Sfântul Potir și ne împărtășim din potirul dragostei cu trupul și sângele Mântuitorului și trebuie să căutăm să fim curați și cu mintea și cu sufletul și cu trupul, să nu fim vinovați înaintea lui Dumnezeu cu ceva. Iubiților credincioși, deci iată frumusețea învierii Mântuitorului și cât de mult ne-a dăruit El prin înviere. Haideți să ne oprim acum un pic asupra Sfintei Evangheliei de astăzi, să vedem ce învățături putem culege din această Evanghelie pe care s-a citit la Sfânta Liturghie, deși ea se citește în fiecare an, întotdeauna eu cred că putem culege învățături din cuvintele Mântuitorului. Pentru că sunt cuvinte dumnezeiești, învățături dumnezeiești și învățătura Mântuitorului este adânc neajuns și scoțând de acolo învățătură pururea găsim și alte foloase și nu se termină această învățătură din poruncile Lui și din cuvintele Lui din Sfânta Evanghelie și din Sfânta Scriptură. Vedeți, frățile voastre, spune Evanghelistul Matei
Mântuitorul merge în ținutul Gadarei. Acolo întâlnește pe evrei aceia care nu respectau legea lui Moise, ci creșteau și porci. Mâncau carne de porc și porcul este un animal pe jumătate curat, are copita despicată, dar nu rumegă. Și era oprit în legea lor să se mănânce acea carne, fiind considerat necurat atunci. Și iată că aceștia mâncau, erau mestecați cu păgânii și au trecut peste această învățătură din lege. Și venind Mântuitorul în acel ținut, erau acolo doi îndrăciți, doi oameni care erau posedați, care erau stăpâniți de duhuri necurate. Și spune în alt evanghelist că aveau câte un legion, care era cel mai chinuit dintre ei, aveau un legion, mi se pare că la 6.000 de duhuri înseamnă un legion. Gândiți-vă cât de mult se îmbolzeau asupra unui suflet, să-l chinuie, să-i facă rău. Și atât de cumpliți erau acei oameni, încât nimeni nu putea să treacă prin zonă. Stăteau în morminte, cu hainele rupte, erau legați cu lanțuri și cu obezi, le rupeau diavolii și alergau prin pustie, chinuindu-i cu foame și cu sete și cu această durere. Erau obosiți, erau îndurerați de atâta suferință. Și iată, Mântuitorul se face milă, știa de ei, a venit să alunge pe diavol din chipul său pe care l-a zidit, iubind firea omenească. Și diavolii, simțind dumnezeirea lui Iisus Hristos, înainte de a se apropia de ei, strigau de departe: ce este nou și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui prea înalt? Ai venit să ne muncești aici înainte de vreme? Deci vedeți, frățile, vă astăzi spun Sfinții Părinți că Mântuitorul făcuse multe minuni până la această minune care au făcut-o cu acești îndrăciți. Și evreii spuneau că cu Domnul diavolilor scoate pe diavol, îl numeau Samarinean, vreau să-l omoare cu pietre, urzeau moartea lui. Și pentru că cei aleși a lui, cei iubiți, se lepădau de el, s-a dus în acest ținut și îl mărturiseau draci. Cu alte cuvinte, iată, îi rușinează Dumnezeu, vă lepădați de mine, de iată, mă mărturisesc duhurile necurate, dușmanii voștri mă mărturisesc că sunt Fiul lui Dumnezeu, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și spune că am putere să-i chinui veșnic, ai venit înainte de vreme, de știau de judecata de apoi, știau dinainte. Și spune, dacă vrei, lasă-ne să intrăm în turma aceasta de porci. Și Mântuitorul spune, duceți-vă. Și a intrat în turma de porci și, intrând, i-au chinuit pe acele animale și le-au aruncat de pe țărmul mării, în adâncul mării, și și-a necat ca la 2000 de porci, spune alt evanghelist. Și în felul acesta au făcut pagubă acelui ținut, acelei cetăți a Gadarei. Și întâmpinându-l toți cetățenii Gadarei, i-au văzut pe cei doi îndrăciți la picioarele Mântuitorului, că unul din porcari, cei care păzea porcii, s-a dus în cetate și a spus de toate cele ce s-a făcut, cum s-au vindecat cei doi îndrăciți și au dobândit sănătate mentală și sufletească și trupească prin venirea lui Iisus Hristos. Și atunci au venit toată cetatea și au văzut pe aceia sănătoși, sufletește și trupește cu minte întreagă, urmând Mântuitorul, iubindu-L. Și ce au spus? Ieși de la noi, du-te de la noi, că suntem păcătoși. Și Mântuitorul a întors spatele, s-a urcat în corabie și s-a dus mai departe. Dar ce face Mântuitorul? Acei doi vreau să-L urmeze pe Mântuitorul, să nu se mai întoarcă în cetatea lor. Și a spus, mergeți la casa voastră și spuneți tuturora cât bine v-a făcut vouă Dumnezeu. Deci atât Dumnezeu nu îi leapădă. Îi trimit pe acești doi apostoli. Îi trimite, dacă Maria Magdalena a fost chinuită de 7 duhuri necurate și a umblat tot pământul mărturisindu-L pe Iisus Hristos. Gândiți-vă aceștia cu câtă dragoste L-au mărturisit în toată cetatea, spunând cât de răi sunt diavolii, câte chinuri aduc, că nu toate durerile, spun, adunate la un loc, nu aduc atâte durere
cât aduce iadul sau diavolii. Deci toată durerea din lume, însumată la un loc, nu poate să provoace atâta suferință. Nici focul, nici bătăile, nimic nu se compară cu chinul diavolesc, iubiții mei. Și acest lucru îl găsim și la Sfântul Serafim, la Motovilov, acel om care era chinuit cu acele dureri din iad, cu tartarul, cu focul iadului și cu celelalte mânci din iad. Deci niciun chin de pe lumea aceasta nu sunt ca niște umbre față de chinurile care sunt date păcătoșilor să le sufere în iad pentru totdeauna. Deci, iubiții mei, trebuie să reflectăm la acest lucru, că ieșim din viața aceasta pentru totdeauna și mergem să se hotărască soarta noastră pentru veci nesfârșiți. Și trebuie să ne alegem bine ce vrem să moștenim veșnic, ori pe Dumnezeu în toate atributele Lui, ori iadul și întunericul pe care îl moștenește diavolii, satana și îngerii lui cei căzuți. Deci nu mai este drum de întoarcere după moarte, odată omul moare și după aceea este judecată și răsplată veșnică pentru totdeauna. Mult spune Sfântul Ioan Gură de Aur să ne gândim la aceste lucruri întotdeauna, zi și noapte, că acestea sunt cei mai mari dascălei noștri, ne povățuiesc cel mai bine la a urâ păcatul și la a iubi, a face voia lui Dumnezeu, a face virtuțile. Iubiților credincioși, deci iată că vedem în această durere pe care o suferim noi oamenii, în această pronie a lui Dumnezeu, că deși oamenii aceia erau chinuiți de diavol, nu erau chinuiți după puterea lor de a chinui, ci Dumnezeu a îngăduit o măsură cât să-i chinuie. A spus, dacă Dumnezeu ar fi lăsat pe diavol să-i chinuie după răutatea lor, i-ar fi omorât pe acei oameni. Dacă au omorât dobitoacele, negreșit îi omorau și pe ei, 2000 de dobitoace, nu doi oameni. Și omul a spus, câteodată moare ca o gâză, moare mai repede ca o gâză. Și a spus, în războaiele acestea, cât de ușor mor oamenii, cum îi împușcă și câte răutăți se întâmplă pe pământ. Și sunt decorați că omoară oameni. Deci atâta răutate este atunci în lume când omul pierde echilibru, când pierde frica de Dumnezeu și credința în Dumnezeu. Așa, iubiților credincioși, deci vedem pronia lui Dumnezeu, mila lui față de noi. Dacă El nu ne-ar acoperi, credeți că ei și masonii și diavolii nu ne-ar face praf, ne-ar distruge cu totul. Dar Dumnezeu, prin pronia Lui, îngăduie doar o parte din răutatea acestora. Aceștia, de mulți, după planurile lor, trebuia să fim distruși. Dar iată că viem și o să viem până la sfârșitul veacurilor cu darul lui Iisus Hristos. Și o să biriască Biserica lui Hristos pe Antichrist și pe ei și pe mason și pe toți diavolii și pe satana. Până în sfârșit o să-i biriască pe toți și o să-i facă de rușine. Să nu vă temeți. Frica este de la diavol. Mărturisiți pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată ființa și rugați-L să ne ajute și nu o să ne biruiască nimeni, iubiților credincioși. Numai că ce observ eu la Sfinții Părinți, observ că ei, mai ales cei curați, cei mari, cei puternici, stâlpii Ortodoxiei, toți învață să ne raportăm la Iisus Hristos. Noi toți ne plângem că ne-am săturat de dușmani, că ne-am săturat de clevetiri, că nu mai putem răbda bolile, necazurile, problemele, neajunsurile. Dar Sfinții Părinți spun așa, uitați-vă la Iisus Hristos, pe El trebuie să-L urmăm, El este modelul, cu El trebuie să ne unim. Dacă vrem să împărățim împreună cu El, trebuie să ne răstignim împreună cu El, trebuie să murim împreună cu El ca să viem împreună cu El. Și aceasta mai întâi duhovnicește, trebuie să murim față de păcat, față de voia noastră, față de lume. Și în felul acesta să ne unim cu Iisus Hristos în lumea aceasta duhovnicește și El să învieze în sufletul nostru, în inima noastră, în trupul nostru aici și în viața cea veșnică să ne dăruiască nemurire și nestricăciune. Și să petrecem pururea uniți cu El, că ne-am unit de aici,
sufletește cu inima și cu trupul și cu mintea noastră. Iar dacă nu ne unim aici și ne lepădăm de El, nici acolo nu vom fi uniți. Și atunci Sfinții Părinți spune, caută mereu și vezi, ai în tine chipul lui Hristos, ai Duhul Lui, a crescut în tine Hristos, faci voia Lui, faci poruncile Lui. Iubești pe vrăjmaș, cum a zis Dumnezeu, chiar de, dacă nu ești vinovat. Trebuie să iubești, trebuie să te rogi pentru ei. Că spune acolo că m-au dăpat cu fiere și cu oțet. Mi-au dat să mănânc fiere și să beau oțet. Numărat toate oasele mele, m-au coipat, m-au bătut, m-au omorât. Și acelea sunt patimele Mântuitorului și noi trebuie să urmăm să luăm aceeași cruce ca El să învieze cu noi, să ne facem una cu El. Și în felul acesta trebuie să răbdăm în fiecare zi chinurile de la dragi, care le aduc prin gânduri, prin nălucirile pe care le închipuiesc în inima noastră. Trebuie să răbdăm ocările și nedreptăților fraților noștri. Și în felul acesta se închipuie crucea lui Hristos în noi, iubiții mei. În felul acesta crește Hristos în noi. Iar dacă zicem, m-am săturat să-L rabd, mi-ajunge, nu mai pot, renunț la aceasta și nu mai lupt, atunci pierzi războiul. Deci trebuie să ne forțăm, trebuie să ne silim și să ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu, văzând forțarea noastră, văzând smerenia noastră, ne va da dar și această suferință se va transforma în dulceață, că Hristos crește în noi și aduce acea bucurie că am împlinit porunca și acea petrecere a Lui, creștere în noi, aduce mângâiere, dulceață, veselie veșnică. Așa, iubiților credincioși, să înțelegem noi viața creștinească și vedeți, frățiile voastre, că trebuie să Îl mărturisim pe Iisus Hristos adevărat. Mă uitam, era sâmbătă, s-a serbat Sfântul Anatolie, Patriarhul Constantinopolului, care a luat parte la al patrulea sinod ecumenic de la Calcedon. Și spune acolo în viața Sfântului că la acel sinod, la un moment dat, dintre aceste contraziceri, dintre monofiziți și ortodoxi, fiind multe contraziceri, Sfântul Anatolie și Sfinții Părinți au hotărât așa, facem noi o scrisoare cu mărturisirea drept slăvitoare și voi monofiziți cu mărturisirea voastră. Mergem la rac la Sfinte Eufimia, a cărei moaște sunt întregi și izvorătoare de sânge plin de mir și care aduce zeci de vindecări și zgonește duhurile necurate. Acest lucru toți îl știți și îl vedeau, cum izvorește acel sânge cu, amestecat cu mir, care vindeca orice boală și izgonea diavolii. Și au pus acele scrisori pe pieptul Sfinte Eufimia, au pecetuit mormântul. Și s-au rugat 3 zile. După 3 zile s-au întors acolo la maști, după ce au pus trașă cu soldați să stea în preajma mormântului, au venit la maștele Sfintei Eufimia și au descoperit maștele Sfinte. Și au văzut scrisoarea monofiziților lepădată, boțită la picioarele Sfintei, iar scrisoarea ortodoxă cu mărturisirea Sinodului, cu mărturia dogmatică a firii lui Dumnezeu, care au hotărât Sfinții Părinți la al patrulea sinod la Calcedon, în mâna Sfintei Eufimia, în mâna dreaptă, și a întins mâna ca o vie și a dat-o Sfântului Anatolie. Și atunci Sfântul Anatolie a luat-o cu bucurie și mulți din, că erau 630 de episcopi și de părinți adunați la acest sinod ortodox, iar monofiziții erau mult, mult mai mulți. Și mulți din ei s-au întors la adevăr și au primit adevărata credință și din arhierei și din preoți și din monahi și din mireni. Și mulți atunci s-au întors la adevăr pentru această minune a Sfintei Eufimia, Fecioara lui Hristos, din Calcedon. Și iată, iubiții mei, ce spune această învățătură de la Calcedon? Că Dumnezeu este în două firi. Iisus Hristos s-a făcut om, asemenea nouă, fără de păcat. A unit firea omenească și cea omenească. În ipostasul său concurge în aceste două firi, neamestecate, nedespărțite, neîmpărțite și neschimbate. Dar este o singură persoană. Dumnezeu nu se divide, rămâne unul. El își împarte harul său tuturor, dar rămâne unul.
și Duhul Sfânt se împarte în toată lumea, dar rămâne unul și același și împarte harul său. Așa și Hristos se împarte tuturor, dar rămâne unul. El este o ipostas în două firi, neamestecate, neîmpărțite, nedespărțite și neschimbate. Deci rămâne o singură persoană în două firi. Și de aceea spunem că l-a dat Tatăl pe Fiul Său la moarte. Deci nu sunt două persoane, o persoană, Fiul lui Dumnezeu întrupat, care și-a asumat firea omenească toată, suflet cuvântător, înțelegător, rațional și trup, asemenea numai fără de păcat. Deci Fiul lui Dumnezeu în două firi întrupat, dar o singură persoană, Dumnezeu omul. Deci unit aceste două firi, neamestecat, neîmpărțit, nedespărțit și neschimbat. Deci în felul acesta, Dumnezeu nu suspendă Fiul lui Dumnezeu firea omenească, ci o lasă să sufere pentru noi foamea, setea, durerea, frica morții și ne izbăvește prin aceasta din păcat, din neputința aceasta care a intrat în firea omenească, din păcatul care a stricat firea noastră și mintea noastră. Și răbdând, supunându-se firea omenească celui Dumnezeu și răbdând toate, suferind toate, ne-a izbăvit pe noi. Deci aceasta este frumusețea Ortodoxiei. Și de ce spun acest lucru? Că am fost acolo în Egipt și am văzut 100 de milioane de egipteni, 80 de milioane mahomedan, islamiști și 20 de milioane copți. 20 de milioane, iubiții mei. De atunci se perpetuează această învățătură greșită, că îi spun că firea omenească a fost absorbită de cea dumnezeiască. Și în felul acesta, Hristos a suferit cu dumnezeirea pe cruce. Dar este o aberație. V-am spus cum soarele umbrește un copac și omul taie acel copac, dar nu suferă soarele, așa dumnezeirea din Iisus Hristos n-a suferit, ci numai cu firea omenească a suferit durere și moarte. Dar Dumnezeu este nepătimitoare, este mai presus de toate. Este mai înainte de toate, întru toate și mai presus de toate. Este atotputernic Dumnezeu. Și în felul acesta El suferă ca om. Și de aceea după înviere ați văzut, spune Mântuitorul apostolilor săi, pipăiți-mă și vedeți că Duhul carne și oase nu are. Am trup ca și voi, dar este înviat, este duhovnicesc. Am lepădat stricăciunea și moartea. Și l-am înduhovnicit. Pipăiți-mă, rănile mele curg, pipăiți oasele mele, vedeți-mă, am mâncat cu ei, a stat cu ei, a vorbit și le-a arătat, am trupul cu care am pătimit, dar este duhovnicesc. Deci, el a pătimit cu trupul, dar prin înviere a eliminat nestricăciunea, a eliminat stricăciunea și moartea. Și l-a făcut duhovnicesc. De aceea și apostolul spune, vom învia cu trupuri duhovnicești după slava lui Hristos înviat din morți. Deci, iată, iubiții mei, de aceea Sfinții Părinți i-au dat anatema. De aceea că dacă spunea că a suferit, că firea omenească a fost absorbită de cea dumnezească, atunci patima e degeaba. Atunci degeaba a fost cuipat, degeaba a sperit, degeaba a răbdat bătăi, ocări, umilință, împreună cu tâlharii, deci nu au niciun sens dacă n-au suferit. Deci mântuirea este prin durere, prin suferință și moarte. De aceea și în virtuțile pe care le suferim, le lucrăm, trebuie să ajungi la acea durere. Mai bine să vrei să mori decât să calci porunca lui Dumnezeu. Dacă nu ai această dispoziție în sufletul tău, ești un laș, ești un viclean, ești un trădător, ești un mincinos. Te acoperi doar cu cinste, cu laude, dar în sufletul tău nu lucrează Hristos. Că mai degrabă trebuie să mori decât să calci păcatul. Tu îți lasi că Dumnezeu este milostiv, nu e adevărat. Tu atunci îl scuipi pe Hristos, îl ucizi în sufletul tău, duhovnicește, îl scoți afară. Și iată, de aceea, iubiții mei, Dumnezeu nu se lasă înșelat. Că spune Dumnezeu, eu mă sfințesc pe mine ca voi să fiți sfinți. Deci mai întâi trebuie să se sfințească preotul, trebuie să se sfințească tata, mama, trebuie să se sfințească arhiereul, trebuie să se sfințească starețul și ceilalți îi urmează. Nu este acela, ceilalți sunt într-un haos, într-o disperare, într-o necunoștință.
toți suspină, nu știu ce vor, nu știu încotro, n-au un model, n-au cap, n-au pe cine să urmeze, face fiecare ce vrea. Aceasta este. De aceea se întâmplă ce se întâmplă, iubiții mei, și în biserică. Deci așa este viața duhovnicească atât de mult. Chiar dacă tu ca soț înșel pe soția ta nascuns, mânia diavolului se revarsă asupra întregii familii, că voi sunteți una. Și atunci tu, deschizând zidurile cetății, intră dușmanii pe acolo, intră apa și inundă totul, spulberă. Așa se întâmplă și cu cel care cedează, duhovnicește păcatului. El zice, nu m-a văzut nimeni, nu știe nimeni, dar pe acolo intră diavolul și strică totul, totul ruinează. Și acolo domnește moartea. Și acela vrea să pară cuvios, dar nu mai are cu ce. Doar să acopere cu vorbe, cu dictatură, cu tot felul de născociri ca să iasă curat, basma curată. Dar în jurul lui seamănă moarte, nu mai seamănă viață. Așa, iubiții mei, să înțelegem noi lucrarea ortodoxiei și mă uitam și la cei musulmani. Toată țara plină de armament, ostași, înarmați, tancuri, mitraliere, căști pe cap, măști, totul păzit din 10 km în 10 km, armată cu tancuri și filtre și iar controle. Din cauza musulmanilor, unde este credința voastră, mahomedanilor? De ce sunteți fanatici și faceți aceste atentate? De ce omorâți oameni nevinovați? Unde e pacea care v-a adus-o Mahomed? Unde este că sunteți tulburați și a trebuit acel conducător al Egiptului să vă spânzure zeci și sute de oameni ca să vă potoliți, să vă întoarceți, să nu mai faceți aceste răutăți? Deci iată, iubiții mei, oameni îndrăciți, ca în ziua de astăzi, mahomedane, dacă îi scapă de sub control autoritățile, aceștia fac ravagii în lume. Că nu au pe Dumnezeu, nu au frică de Dumnezeu și nu pot să se stăpânească. Discutam cu un musulman și a zis că dacă aș avea bani, mi-aș lua și eu 4 femei. Acesta este visul meu. Am una, dar strâng bani să mai iau 3. Deci iată ce face legea lor, cum le îngăduie păcatul. Deci în felul acesta, iubiții mei, Hristos vrea un suflet curat, vrea un suflet care să-L iubească pe Dumnezeu și să se unească cu Dumnezeu și Dumnezeu să-I dăruiască totul. Așa este creștinismul. Și cum spune acolo, să avem soții ca și cum nu le-am avea, să stăpânim ca și cum n-am stăpânit bogățiile și celelalte. Adică trebuie să ne lepădăm de lume și de cele din lume, pofta trupului, pofta ochiului și trufia vieții. Deci iată câte victime a făcut această erezie și ție milă de acei oameni, cum îi vezi prin biserică, se adună, cântă și ei în legea lor, ce le-a mai rămas de la al treilea sinod, că al patrulea nu l-a mai primit, conservă și ei ceva acolo și caută acum prin oameni iluștri. Să adună în obștile de monah numai doctori, numai filozofi, numai oameni mari, ca în felul acesta să atragă lumea, cum fac și catolicii. Deci, dar la ei este multă minciună. Mă uitam că ne-am dus la Mănăstirea Sfântului Antonie și spun că acolo, sub Sfânta Masă, în Mănăstirea Sfântului Antonie, unde a vețit Sfântul, sunt moaștele Sfântului Antonie. Dar în viața lui spune că moaștele sunt îngropate în chip neștiut de nimeni, de ucenicii lui. Dar îi pun ca să te închine acolo ortodox, ducându-te de curiozitate, să vezi tu locurile sfinte, unde au stat Sfinții Părinți, îți spune că sunt acolo, ca să te închini la masa monofiziților, să faci compromis. Și preoții care se duc cu oamenii nu le spun. Spun să dea pomelnice, să se închine acolo, că sunt moaștele de sub, să plece genunchi acolo. Deci iată așa fac. M-am uitat chiar și în Efes la fel fac. Spun că mormântul Maicii Domnului în biserica aceea, pe muntele acela din Efes. Și toți se închine acolo, sub Sfânta Masă, la Vatican la fel, că moaștele Sfântului Petru și Pavel sunt masa lor acolo. Și se închine acolo, să te duci de desubt, adică să faci compromis. Că în locurile astea, practic, nu s-ar intra niciodată. N-ai ce căuta ca ortodox să iei de la ei. Așa și din frățiile voastre să înțelegeți cum ei fac acest șantaj, fac aceste viclenii, ca să
greșești ceva, să te dărâme în ascuns. Așa, iubiților credincioși, să înțelegem pe acești oameni. În schimb, acele locuri te cuceresc, te cutremură, v-am zis văzând atâta sărăcie. În locurile unei astea sunt Pavel Tebeu, Antonie cel Mare, Pahome cel Mare, sfinții aceștia mari, Macari, Giteanu, Alexandrino, acea peșteră unde urci pe muntele acela o oră și ceva în piept și intre printr-un tunel așa îngust în peșteră și ai un loc 3 metri pătrați, dacă ai, nici n-ai loc să te întinzi bine, unde avea și se ruga Sfântul și unde dormea probabil, fără aer, n-aveai aer în acea peșteră, lumină doar ce străbătea soarele că l-a pus în peșteră și m-am gândit așa cât de mult au răbdat sfinții aceștia, iubiții mei. Mă cutremur, aceasta da sărăcie, poate aici Dumnezeu le consideră sărăcia, dar la noi nu este sărăcie, la noi este belșug și avem de toate. Și mă uitam chiar la, vă spuneam că sfinții cei mari, totdeauna ne îndeamnă la desăvârșire. Nu te mulțumi că ai făcut ceva. Uită acel lucru, mergi spre desăvârșire, țintește în Dumnezeirea. Dacă nu ai această țintă, pierzi, cazi în părere de sine, în mândrie, în slavă deșartă, pierzi osteneala și cazi în păcate mari. Deci totdeauna trebuie țintit, am ajuns la Dumnezeire, am dobândit Duhul Sfânt, am scăpat de patim, nu. Și totdeauna acolo trebuie să ajung, pentru a darul investit ca să ajung acolo. Eu sunt leneș și totdeauna să dăm vina pe noi. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu lepădați canonul. Ziceți neîncetat, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu și păcătos, până când inima înghite numele lui Iisus Hristos și Dumnezeu înghite inima. Nimeni să nu lepe de canonul. Ziceți dacă puteți și toată noaptea. Deci iată, iubiții mei, deci fără această rugăciune, noi nu putem spori. Deci trebuie, mi-e milă că duhovnicii nu mai învață pe monah măcar, sau pe creștini mai buni, ziceți, iubiții mei, Doamne Iisus Hristos, spune să mergi pe păcătos când lucrezi, când mergi, zi acasă, 10 minute pe ață, singur, fără să te sprijini pe, stai pe scaun, dar fără să te sprijini de spătar, o leapă a plecat și zi cu durere, 10 minute, un sfert de oră, noaptea, ziua, zi, Doamne Iisus, cu buzele și cu mintea. Diavolul, spune Mântuitorul, rugați-vă neîncetat, fără mânie și fără gânduri. Diavolul vrea ca în timpul rugăciunii mintea să se despartă de Dumnezeu. Aceasta este toată lupta lui. Să nu se unească mintea în rugăciune cu Dumnezeu. Și spune, îți aduce gânduri, dar noi trebuie să le gonim. Dacă vede că nu poate cu gânduri, întipărește în inimă, spune. Întipărește în inimă chipuri, oameni, întâmplări și le nălucește acolo în inimă. Și la un moment dat ți se pare că vorbești cu cineva, că pui la cale, că hotărăști, că primești binecuvântări, că dai blesteme, că faci tot felul, ceartă. Și tu ești răpit ca și cum ai fi de față cu acele persoane. Acestea sunt imaginații, năluciri drăcești. Și spun Sfinții Părinți, nu trebuie luat aminte la aceste năluciri pe care diavolul le zugrăvește în inimă, ci trebuie îndepărtate. Și dacă o să fiți atenți când vă rugați, ele vin zeci, sute. Vin, mai ales dacă ai o neputință, un război, pe acel teren în care tu ești slab și încă nu urăști acel lucru, atunci vin necontenit pe acea temă. Gânduri, imaginații, vorbe și tot felul de răutăți. Deci, din inimă îți face diavolul acel nălucir. Dar tu, spun Sfinții Părinți, noi trebuie să strunim mintea și să le lepădăm, să nu luăm aminte la ele, ci să zicem cu mintea atentă la cuvintele rugăciunii, să o închidem numai cuvintele rugăciunii, să o zicem cu starea aceea de păcătoșenie, că suntem mai păcătoși ca toți oamenii de pe pământ, ca toți din veac, și să cerem mila lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos întrupat, așa cum vin l-am arătat, și dragostea lui, mântuirea lui, cu toată setea, cu dor, cum spunea Sfântul Ioan Hozevitul, să ziceți, Doamne Iisus Hristos, cu credință, cu dragoste, cu râvnă, cu smerenie, cu inimă zdrobită.
Așa e bislul credincioș. Deci trebuie mai ales monahii și creștinii care nu faceți păcate de moarte și nu aveți să te stăpâniți de o patimă, ziceți cu toată dragostea, fără frică, neîncetat această rugăciune. Bunului Dumnezeu, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să-i fie slavă și țin în vecea. La mulți ani să trăiți, Părinte!